Nici o zi fără sport, nici o zi fără Eliza să facă fix ce vede la mama ei, cum nici o dimineață fără mic dejun. Dar printre puținele în care îl servim împreună. Poftă bună și duminică frumoasă la toată lumea! Se vede că e singurică, mă, acasă și surioara ei a rămas la bunici și se plictisește, a făcut tărăboi, a dărâmat, a împrăștiat toate jucăriile prin toată casa și acum stă acolo și chiță e în continuu, că se plictisește, dar îi facem program pentru că încă sunt Fabi cu Ruxi și cu verișoara Sara în Constanța și planificăm să vedem dacă ne și iese o plimbărică împreună. De acord, Elisa? Da. Vrei la plimbare cu Sara? Da. Da. Bine s-a păcălit niște somn, așa de duminică, nu numai Eliza, ci și eu. Tu n-ai păcălit nimic, nu? Nu. Nu poți să filmezi drăgușenia din tine, că ești în chiloțelul gol. Îmi pare rău, dar nu puteți să vedeți drăgușenia. Și nu mai suntem nici pe grabă, pentru că, din păcate, Fabi cu Ruxi și cu Sara s-au grăbit să plece la București, așa că am lăsat-o pe Eliza să doarmă cât a vrut ea. Își mănâncă mâncărica, după care ieșim așa frumos în trei la o plimbărică. Eva cu siguranță a scos-o bunicul și a plimbat-o prin tot orașul, peste tot. Dacă primim ceva poze, o să vi le punem și voi aici. Dar noi trei rămânem singurei să ne facem plimbarea. O așteptăm pe la, am pus-o pe Eliza să se joace un pic cu camera aici în curte și am luat cadrele pe care le-ați văzut mai devreme. Între timp, cum ați văzut mai devreme, am primit video și de la bunicul care se plimbă cu Eva tocmai prin Eforie Nord. Și ia uite că între timp a apărut și Ela. Bună, Ela! Bună! Te-am așteptat! Și o să vezi mâine pe video ce frumos am filmat-o pe Eliza. Acum haideți la plimbare! Surprinzător de multă lume pe plajă, dar după ce am ieșit afară și am văzut cât e de cald, nu venea să cred când îmi zicea Siri că sunt 26 de grade afară. Dar chiar super mega cald, s-a văzut la câtă lume era pe plajă, erau și băieții în apă, făceau surf, ce m-aș fi băgat și eu. Nu prea sunt lăsat să vorbesc, aici se vorbește în continuu, zile tu tot. Dacă tu vorbești în continuu, nu vrei să vorbești cu vlogul? Ia spune-le, tu unde vrei să mergi când te faci mare? La liceul ăla, unde a fost mami cu tati. Mamă, dar tu nu știi ce frumos te vezi tu de aici, așa. Da, acolo, la liceul. Se renovează pietonala asta și o să arate super drăguț aici când o să fie gata. Să sperăm. Unde am nimerit Ela? Mă depărtam cu pași rapizi. Aici piața Ovidiu e ceva spectacol de muzică populară și e mega plin. Limitat de vârstă 60+. Așa că am luat un pic pe colitură și vedem pe unde ajungem să ne plimbăm. Momentan încă se mai mănâncă înghețată, încă se mai bea cafea. Se vede un pic de urmă aici, unde e? Ia să vedem. Cine a mâncat înghețată, Roz? Eu. Cine a băut cafea? La mine nu se vede nimic.
Ia vezi că am ajuns frumos aici pe faleză, în zona asta. N-am mai fost de mult pe aici. Și cât de des veneam cu Eva când eram micuță. Bine, și cu Eliza anul trecut am venit destul de mult pe aici. Nu știu de ce n-am mai venit în ultimul timp, pentru că se sapă prin zona asta și nu prea am mai putut să mergem cu căruciorul, cu trotineta, cu bicicleta, cu nimica ca lumea pe aici. Și am rămas acolo, în zona aproape de noi. Sperăm că de curând să se încheie toată nebunia asta cu șantierele, să putem să ne plimbăm și noi din nou liniștiți. Dar de ce mă văd eu așa întunecat? Altceva? Muzeul Ion Jalea. Vorbeam cu el acum și mi-am dat seama că avem discuția asta de fiecare dată când trecem pe aici. Ne uităm la clădirile astea și de fiecare dată zicem ce frumos ar arăta astea dacă ar fi renovate, ce frumos ar fi aici dacă ar fi refăcut. Oare când? Când o să cadă de tot. Bine, o parte din ele au început să fie probabil cumpărate de diversi și refăcute, dar încă sunt foarte multe care arată urât. Și e păcat că e o zonă în care cu milioanele s-ar vinde astea aici. Apropo de clădiri care mai aveau puțin și cădeau, dar a avut noroc într-un final, a fost renovat, bine, e gata în proporție de vreo 80%, cică, cazinoul. Când o să arate toate așa, o să fie ce trebuie. Și aici se vede cel mai bine diferența, pentru că partea asta e nefăcută. Nou, vechi. Și gata, se face stânga împrejur, cât timp a stat Eluța acolo și și-a editat și-a postat. Eu mi-am făcut de joacă cu Eliza. Ne întoarcem înapoi spre casă, luăm mașina la bunici să mâncăm și să o recuperăm pe Eva, că mâine e școală! Școală! S-a mâncat bine de tot și acum se frământă la plastilină. S-a găsit niște plastilină aici pe care bunii a zis că a ascuns-o, că se face foarte multă mizerie cu ea. I-am zis că n-a ascuns-o suficient de bine. Oricum le-am desfăcut una singură și le-am împărțit-o la amândouă. Am frământat-o bine de tot ca să nu mai fie sfărâmicioasă. Când ai lucrat cu plastilină ani de zile, știi cum se face. Le mai lăsăm un pic aici să se joace, după care ne împachetăm și mergem acasă. Ce ceartă? Hai acasă. Trebuie să mergem acasă, că trebuie să ne pregătim, cum vă ziceam, de școală mâine. Și trebuie băgate mai devreme la nani, la pătuți, tot programul. Program de duminică, weekendul s-a terminat, a trecut așa pe lângă noi și pe lângă voi. Și ne vedem jos în comentarii, că v-am pupat și videoul s-a încheiat, așa că vă salută familie completă. Ziceți și voi, fetelor, pa, pa! Pa, pa! Pa!